Prima competiție oficială de senior din calendarul Federației Române de Atletism s-a desfășurat sâmbătă și duminică la București. La naționalele de sală au participat 283 de atleți din 76 de cluburi, printre care și proaspăt devenita, la Clubul Sportiv Municipal din Robeta Turnu Severin, Ancuța Bobocel. Cu 4 minute, 20 de secunde, 88 de sutimi, Ancuța a cucerit aurul la 1500, timp foarte bun, obținând și la 3000 de metri. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să cuceresc proba de 1500, titlul la proba de 1500 și la proba de 3000 de metri ieri, cu un timp bun, spun eu, pentru un început de sezon, pentru primul concurs. 9 minute și 10 secunde în proba de 3000 de metri este un timp bun pe plan european. Peste două săptămâni voi participa la campionatul balcanic, unde voi alerga proba de 3000. M-am hotărât să aleg 3000 în loc de 1500 și sper să-mi îmbunătățesc timpul, să fac un sezon best cu care să prind curajul de a mă îndrepta spre campionatele europene. Deja 15 sportivi, printre care evident și Ancuța Bobocel, sunt cu un pas la campionatele europene, unde se speră mult pentru atletismul românesc. Deja avem 15 sportivi care au biletul asigurat spre campionatele europene de sală, dar vor mai fi concursuri, vor mai fi câteva Grand Prix-uri la care vor participa colegii mei și cu siguranță așteptăm rezultate mai bune și lotul să se mărească. Două medalii pentru atletismul de la CSM înseamnă un început bun de an. Bine ar fi ca și bugetul clubului să fie unul corespunzător și în el să se regăsească și banii pentru mult promisa reparație capitală a bazinului olimpic de înot. CS Turnu Severin a desfășurat un nou joc de verificare în compania echipei de Liga 2 a Serbiei, Timok Zajčar. Gerigane a început jocul cu Panagopulos în poartă, Dănănaie Asanović, Tătaru Velković, Poiană Olah Kostea, Hasanović, Tomas și Roman. Pe parcurs au mai intrat Jailov, Arnautu Biriș, Papageridis, Vilia, dar și portarul Remo Amadiu, aflat în probe la Severin. Partida s-a terminat la egalitate, 3-3, sârbii fiind egalați în minutul 77 de Roman, după ce pentru severineni mai înscriseseră Florin Kostea și Poiană. După joc, Gerigane era mulțumit de prestația echipei pe care o pregătește. A fost un meci de luptă pe un teren moale, iar adversarul a fost bătăios, a practicat un joc mai dur, tipic Ligii a doua din Serbia. Sunt mulțumit de atitudinea băieților și punctez că încep să se îmbunătățească și relațiile de joc. Miercuri vom susține următorul amical, o să jucăm cu formația din Kladovo, iar vineri, când o să încheiem cantonamentul, o să mai facem un joc de verificare. Miercuri se va disputa un nou amical cu Gerdap Kladovo și se speră pentru vineri, la finalul cantonamentului, la o nouă dispută, de această dată cu Radniș Kiniș. Duminică, în sala polivalentă, juniorii 1 de la Clubul Sportiv Școlar din Robeta Turnu Severin au învins cu 27-16, 15-9 la pauză, Liceul Program Sportiv din Târgu Jiu. Ambaliștii pregătiți de profesor Liliana Săman au reușit să-și revină după înfrângerea nemeritată, zicem noi, din jocul cu Liceul Program Sportiv Banatul Timișoara. Nițu cu 8 goluri, Ivănoiu 7, Stan 4, Borugă și Dumitrele câte 3 și Albăstroiu 2 sunt autorii reușitelor de 2 puncte pentru Clubul Sportiv Școlar din Robeta Turnu Severin. Miercuri, echipa noastră va evolua în deplasare la Liceul Program Sportiv Mihai Viteazu din Alba Iulia.